dragii mei! Eu sunt Denis, spiridușul și ajutorul lui Moș Crăciun. Pentru astăzi, copii frumoși și cu minți, am pregătit o poveste. O poveste magică despre Crăciun. Ciuliți bine urechile și rămâneți aproape. Era noaptea dinaintea Crăciunului. Iulia era în pat și dormea adânc. Deodată se deschise cutia cu jucării și micuțul spiriduș de Crăciun, Tomte, se strecură afară. Burtica lui horcăia și chiorăia de atâta emoții pentru că el trebuia să verifice dacă totul era gata pentru sosirea lui Moș Crăciun. Uimit, se uită pe geam la casele de pe stradă, împodobite de sărbătoare. Omul de zăpadă pe care Iulia și fratele ei Ian îl construiseră în acea zi strălucea misterios în bătaia luminilor. Oare și ceilalți dorm? Se întrebă Tomte. Încet deschise ușa de la camera copiilor, ascultă cu atenție și se furișă pe coridor în următoarea cameră. Peste tot era liniște, deoarece aici Ian dormea în patul lui. Când Tomte descoperi o mulțime de decorațiuni colorate de Crăciun pe podea în camera lui Ian, inima lui tresări de bucurie. Acestea sunt cu siguranță cadouri pentru prietenii lui Ian. Oare o fi acolo ceva și pentru mine? Se întrebă el, emoționat. Deodată, Tomte simți un miros delicios. Făcea cineva fursecuri? Se strecură în bucătărie și, într-adevăr, în cuptor erau fursecuri aurii de Crăciun. Două tăvi pline erau deja gata. Tomte lupe ascuns unul dintre biscuiții delicioși. Incredibil de gustos. Deodată auzi un clopoțel. Sunetul venea în sufragerie. În timp ce inima îi bătea cu putere, se strecură în sufragerie. Și pe cine descoperi acolo? Părinții Iulie și ai lui Ian, care stăteau în fotoliile lor în fața și în urmă. În poalele tatălui stătea câinele Rochi, care dădea din coadă, lovind mereu un clopoțel care atârna în pomul de Crăciun. O, ce frumos este pomul! Se bucură Tomte. Ce frumos l-a împodobit familia. Da, aici totul este pregătit pentru sosirea lui Moș Crăciun. Spuse Tomte mulțumit și se strecură repede înapoi în camera Iulie. Tocmai când se așeză confortabil în cutia sa cu jucării, Iulia mormăi în somn. Somn ușor, dragă Tomte. Și se întoarse pe cealaltă parte în somn. Vise plăcute cu magia Crăciunului, îi șopti Tomte înainte să închidă încet capacul. Sper, dragii mei, că v-am adus puțin din magia tainică a Crăciunului și sper să fiți cuminți ca moșul să vină la voi negreșit, încărcat și cu daruri pe placul sufletelor voastre. Vă îmbrățișez și pupici magici!